Dragi prieteni din RAC, haideți să vedem la RAC pentru luna noiembrie în dragoste. Gândiți-vă la două persoane. Este valabil și pentru bărbații care au două persoane și pentru femeile care au doi bărbați. Deci este valabil pentru ambii. Deci ce gândește, deci cine este acea persoană, ce speră, ce gândește, ce simte pentru dumneavoastră? Și ce viitor va avea relația? Haideți să vedem. Cine este prima persoană? Este o persoană care face drumul, drumuri sau vorbește mult la telefon sau vă dă multe mesaje. Este o persoană care s-a sacrificat mult, care simte că s-a sacrificat mult pentru această relație sau pentru. Da, pentru o relație și uh, este o persoană care parcă a ieșit din viața dumneavoastră sau este o persoană care tocmai a plecat, a ieșit, a tocmai v-ați despărțit sau este o persoană din trecut, poate fi, un ex. Ce simte? Ce speră? Speră să nu vă mai împăcați, să nu mai fiți împreună. Speră, speră la o altă femeie. La alt, un alt bărbat Dacă veți mai putea avea relație Cu această persoană în viitor Dar în viitorul de tot Nu știu cum să zic Vorbim despre an Doi ani Așa da, dar mai repede nu Această persoană Nu, nu veți mai fi împreună Oricum Nici nu văd că Mm, cum zic? Poate mai aveți contact pentru copii sau pentru ceva. Contact, așa să vorbiți, da. Dar să aveți relație, nu cred. Această persoană nu mai speră la dumneavoastră. Nu va, nu mai vrea. Nimic. Deci, în viitor, uh, va, va fi cu altcineva, dumneavoastră veți fi cu altcineva. Așa se vede. Așa văd eu, de, de fapt. Uh. Arată că veți avea noroc dintr-o dată, dar nu știu dacă împreună, nu știu dacă împreună. Haideți să mai vedem. Uh. Nu împreună, nu împreună. Parcă aveți noroc că v-ați despărțit, parcă a fost un stres să faceți această alegere. Această alegere a fost un continuu stres pentru, pentru el, dar și pentru dumneavoastră. A fost o relație stresantă și dacă ați mai fi împreună, ar fi foarte stresant. Uh, blocaje, certuri. Nu, nu, nu. Deci aici nu, sigur nu veți mai fi. Nu. Viitor, nu. A doua, a doua persoană, da. gândiți-vă la a doua persoană, dacă aveți sau dacă ați ales a doua. Această persoană are sentimente, dar este puțin supărată, nervoasă, nervos pe dumneavoastră și aveți ceva blocaje. Această persoană singur sau singură își pune blocaje în a mai fi împreună. De ce? Pentru că are pe altcineva. Aici apare o altă persoană, o trădare, vrăj, ca și când cineva v-ar face vră să vă despartă sau vă înșală această persoană. Um, are sentimente, dar parcă iubește și pe altcineva. Da. Sau este cu altcineva și trebuie să ia decizii să fiți împreună. Va lua. Aici arată un viitor foarte strălucitor. Împăcare, dragoste, bucurie. Pozitiv. Deci, tot în dragoste, veți fi, veți fi pozitiv împreună. Dacă are viitor relația, da. Aici, da. Poate că acum sunteți într-o perioadă sau această persoană are pierderi de bani, are blocaje, are probleme, se poate și asta. Ce simte? Simte că este trădat, simte că trădați, că mințiți sau ceva vă vede cu cineva probabil sau aude sau vede pe cineva la serviciu sau dar uh, veți fi împreună da. Da da succes liniște mai târziu. Uh, totul bine totul bine. Și arată că mai târziu o să aveți încredere mai mare unul în celălalt. O să poate că este o relație de început, dar va continua sigur, sigur această relație. Deci la a doua da, foarte bine. Cam asta a fost pentru Rac, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.